Calde salutări, nobili soldați ai legiunilor imperiale! În povestea primului imperator, Gaius Iulius Cezar, am deschis ultimul capitol militar, anume campania din Africa. Printr-o acțiune salvatoare la Ruspina, Cezar putea să lupte în altă zi și o confruntare de proporții cu forțele pompeiene ale lui Scipio și ale lui Labienus urma. După estimările mele, acesta ar fi penultimul episod despre Cezar, fiindcă data viitoare ar veni bătălia de la Munda și asasinarea eroului Romei. Nu mai pierd timpul cu intro-ul, sunt imperator și azi vom vorbi despre cea mai complicată campanie a lui Cezar, anume bătălia de la Thapsus. După Ruspina, Cezar vede clar că Labienus nu dorea să joace convențional. Vastitatea trupelor auxiliare și mobilitatea cavaleriei numidiene l-au luat pe imperator prin surprindere, dar nu avea să se lase cu una cu două. Își întărește tabăra de la Ruspina până la mare. Motivul? Pentru a asigura un loc de acostare pentru transportoarele rămase în larg și pentru a copia puțin tacticile fostului său subordonat, ia de pe navele sale arcașii și prăștierii rodieni pentru a avea o varietate mare de trupe ușoare. Și atunci vine știrea cum că Scipio însuși venea spre Ruspina ca să-i întărească pe Labienus și pe Traius prima dată. În total ar fi avut 8 legiuni, 3.000 de cavaleriști și nici nu mai spun că din partea regelui Juba veneau întăririle. Dar deși din punct de vedere militar totul părea ca uns pentru optimați, din nou socotelile politice strică totul. Poate că Scipio era conducătorul militar al facțiunii pompeiene, dar Cato era liderul politic și poate cel mai vehement adversar al lui Cezar, iar în Utica, un loc usturător pentru cezarieni, prin acea înfrângere a lui Curio, Cato începe să le ofere fiilor lui Pompei un discurs întreg despre cât de incapabili erau în comparație cu tatăl lor. În restul Africii erau două regate, Numidia în vecinătate și Mauretania. Mauretania era chiar disprețuită de către optimați, iar Gneus Pompeius, fiind jignit până peste măsură, ia vreo 2000 de soldați și atacă în Mauretania. Poate un act pentru a-i demonstra lui Cato că ar fi fost capabil. Realitatea este că a fost capabil de înfrângere, iar progenitura lui Pompei cel Mare fuge în insulele Baleare. Dar de ce are asta relevanță? Fiindcă maurii au fost provocați. Juba plecase pentru a-i ajuta pe optimați, iar cavaleria lui Labienus îi făcea lui Cezar viață foarte grea la capitolul provizii, însă maurul Bocus, alături de romanul Publius Sitius, care făcuse parte din conspirația catalinară și care până acum își petrecuse timpul în exil, atacă Numidia ca răzbunare. Nu doar că atacă Numidia, dar chiar pârjolesc împreună și orașul Sirta, poate cel mai important din tot regatul, și încep tot să prade veseli vecinătatea. Dar chiar și acum ajutorul divin îi zâmbește primului imperator. Orașele din vecinătate încep să-i ofere tot sprijinul în schimbul garnizoanelor, de la apropiatul Leptis până la îndepărtata Acila. Oricât încerca Labienus să recaptureze orașele, garnizoanele lui Cezar se pun în mișcare și își apără orașele. Chiar mai bine, două legiuni de veterani ajung, a 13-a Gemina, cunoscută în istoria românilor drept cea staționată la Apulum, Alba Iulia, și a 14-a Gemina. Din ce în ce mai bine, fiindcă era nevoie de veterani în mod urgent. Altă greșeală a lui Scipio a fost trimiterea a două iscoade getule în tabăra lui Cezar, dar uită cel mai important detaliu. Getulii au fost prieteni buni cu unchiul lui Cezar, Gaius Marius, și cum ajung în tabără, îl informează direct pe Cezar despre tot ce se întâmpla pe la optimați. Ei spuneau că două legiuni deja se gândeau serios să treacă de partea cezariană.
Cunoscând astfel că moralul optimaților era puțin spre deloc, alege să iasă la atac înainte ca forțele lui Juba să ajungă. Trimite orice transportor înapoi ca să ia trupele din Sicilia și cât despre Cezar, ordonă, cred că activitatea sa preferată, să construiască. Vedeți voi, Ruspina era înconjurată de dealuri, ca într-un teatru grecesc, adică în formă de semilună, așa că o ocupă mai toate dealurile cu legionarii săi și începe fortificarea lor. Văzând asta, Scipio deja fusese călcat pe nervi și își scoate soldații în plină formație de luptă. Mai rămase un deal nefortificat în zonă, așa că niște numidieni ajunseră acolo, numai că imperator Cezar nu dorea să-l lase în mâini inamice. Trimite auxiliarii hispanici imediat pentru a-i alunga pe numidieni și chiar reușește. Dar atunci dorește Labienus să atace cu o grozavă parte din cavalerie. Dă o șarjă care i-ar fi spulberat pe mulți, însă hispanicii țin linia și aici mai vedem odată geniul lui Cezar. Observă că lângă deal se afla o moșie, așa că trimite cavalerie prin spatele acelei moșii, iar atunci când Labienus își dă seama că era încercuit, era mult prea târziu. Abia dacă reușește el să scape alături de câțiva numidieni, dar cavaleria galică și germanică este masacrată, amputând un membru important al armatei pompeiene. Văzând că flancul său era spulberat printr-o manevră uluitoare, Scipio ordonă retragerea, iar Cezar, frustrat, ordonă același lucru, fiind privat de victorie. Și dacă bătălia în câmp deschis nu avuse loc, bătălia pentru provizii continua, iar în Africa apa este cu adevărat izvorul puterii. Orășelul Uzita, mai la sud, era un izvor important, așa că imperator Cezar se gândește că ar fi bine ca sursa puterii să fie în mâinile sale, așa că își scoate oamenii la înaintare, dorind chiar să mai forțeze o bătălie cu Scipio, numai că văzu floarea armatei pompeiene între ziduri, care nu dorea să iasă la atac, așa că legiunile se retrag și de data aceasta. Ca să fie din lac în puț, vine Juba cu 3 legiuni, antrenate în stil roman, mai multă cavalerie și 30 de elefanți. Per total, armata împotriva lui Cezar număra 90.000 de oameni. Numai în Galia la Alesia mai văzuse Cezar atâția oameni. Răfuieli au avut loc în jurul Uzitei, iar câțiva veterani din legiunea a 14-a au fost capturați cu tot cu centurioni. Când Scipio le-a cerut să treacă de partea sa, primul centurion se ridică și spune că alături de Cezar au împărțit o pâine, necazuri și greutăți și nu dorea nimeni să-l abandoneze acum. Din nefericire a fost executat și asta nu este nimic. Scipio îi aduce pe veterani în fața taberei lui Cezar și acolo îi torturează până când mor. Îl admir pe Cezar că și după asta dorea să le ofere pompeienilor clemență. Eu personal probabil nici nu aș fi avut vreun gram de milă față de el. Dar eu nu sunt Cezar. Totuși Cezar este înfuriat până peste măsură și își scoate oamenii pentru bătălie. Între timp, mai ajung și ceilalți oameni din legiunea a 10-a și celebra legiunea a 9-a și începe construcția a 2 fortificații paralele, adică exact ce a făcut și Farnaces la Nicopolis când s-a bătut cu Domitius. Deși se aflau sub o ploaie constantă de javeline numidiene, veteranii se apropie de ziduri și chiar reușesc să bombardeze orașul cu artilerie. Dar chiar atunci aleg optimații un atac în plină forță, iar Cezar este nevoit să se retragă din nou. Înapoi la Ruspina. Deși flota optimată încearcă să nece transportoarele noi, Cezar este mai rapid și îi înfrânge pe marinarii optimați, aducând în siguranță alte 2 legiuni, a 7-a și a 8-a. Ce a urmat nu voi reproduce în documentar și voi zice și ce anume pe scurt, căci așa am ținut-o pagini bune în lectură. După ce imperator Cezar a aflat că nu mai erau provizii în zonă, alege să lase o mică garnizoană în Ruspina. Își arde taberele și cu toată armata începe să facă un adevărat tur al orașelor din zonă, iar Scipio urmărea îndeaproape.
Labienus scoate cavaleria și îl hărțuia pe Cezar și acțiunea asta se tot repeta. Ideea este că după acest adevărat tur al Africii, Cezar își dă seama că trebuia să atace un oraș major ca să-i scoată la luptă pe optimați, iar Thapsus era alegerea perfectă. Printr-un marș nocturn extraordinar, legionarii lui Cezar ajung în fața zidurilor urbei și încep să construiască o puternică linie de blocare. Atunci vede imperator Cezar cât de bun era terenul pentru el. În mijloc era o mlaștină gigantică parcă trântită acolo, iar căile de acces spre oraș erau două fâșii de pământ. Construiește pe cea sudică fortificații și lasă câteva cohorte de pază și în continuare stă. Apare și Scipio și vede că situația nu era așa cum o dorea, însă decide să nu atace palisadele sudice, ci o ia cu toată armata sa spre fâșia vestică de pământ, lăsându-l pe Juba în sud. Exact ce dorea Cezar, o bătălie în câmp deschis cu rivalii săi. Știind că Scipio avea elefanți, Cezar aduce și el elefanți din Italia, folosiți la jocurile de circ. Prin urmare, inutili în luptă, dar dorea să-și obișnuiască oamenii cu ei, caii cu mirosul lor, pentru a nu se speria în bătălie, și își antrenează oamenii într-o tactică a unui alt Scipio mai celebru, africanul din vechime, tocmai tactica de la Zama. Atunci când atacau elefanții, să formeze culoare și să arunce javelinele. Bătălia de la Thapsus începu, lăsând în urmă două legiuni de recruți pentru a ține garnizoana din oraș sub observație, Cezar își pune soldații în triplex acies, cu legiunea 10-a pe flancul drept de onoare și cu a 9-a pe cel stâng. Legiunea 5-a Galica, în schimb, era pe flancuri alături de cavalerie, pe post de unități anti-tank, anti-elefant, dar nu e departe de adevăr. Astfel, oglindind poziționarea lui Scipio, triplex acies și elefanții pe flancuri, toți își țineau respirația. Cezar trebuia să dea ordinul de atac, dar spre surprinderea tuturor, atacul întârzie. Unii spun că primul imperator ar fi avut o criză de epilepsie, însă nu vom ști niciodată sigur, însă ordinul de atac vine. Liniile de legionari se izbesc unele în celelalte, iar elefanții își încep șarja. Legiunea a cincea își păstrează sângele rece și execută tactica lui Scipio Africanul. Elefanții, panicați fiind, pe flancul drept cezarian o iau la sănătoasa, dar nimeni nu se aștepta la comportamentul elefanților de pe stânga. În loc să se retragă, fug prima dată înapoi, iar atunci încep să intre în rândurile pompeiene, precum tancurile spulberă liniile propriilor oameni, spre amuzamentul legionarilor lui Cezar, iar Scipio își dă seama, cu o bună bucată din armata anihilată, că era momentul perfect să se retragă. Ocolind mlaștina, Scipio era urmărit fără milă de Cezar spre sud. În acest timp, garnizoana din Thapsus vrea să execute o ieșire, însă legiunile de recruți se țin bine și resping asaltul, iar mai apoi o iau și ele spre sud, spre fortificații și spre tabăra numidiană. Cele două legiuni trec de palisade, iau cohortele de pază și lovesc tare în tabăra lui Juba. Degeaba încearcă legionarii pompeieni să vină în ajutor, căci acum și Cezar sosise la locul măcelului. Generalii inamici scapă, însă nu și soldații pompeieni. Cezar le cere oamenilor săi să le arate clemență inamicilor, însă ei nu vor să audă și începe masacrul, ținând minte torturile camarazilor lor de la Uzita. Însă la un moment dat, dându-și seama că totuși imperator Cezar dăduse un ordin, se opresc. Morții zăceau pe câmp cu zeciile de mii, dacă este să dăm crezare surselor care dau cele mai mari numere, însă ziua era a lui Cezar și Africa a sa. Ca și fapt divers, ajungând la legiunea a cincea a Laude sau Galica la acea vreme, legiunea condusă de Fuscus Latape și bineînțeles distrusă,
în ziua aceea au preluat simbolul pe stindardele lor cu elefantul, tocmai datorită acțiunilor împotriva elefanților. Însă nu era ultima urmă de pompeieni rămasă, acea urmă africană. Labienus Sextus Pompeius și Atius Varus reușesc să fugă în Hispania, dar ceilalți nu cunosc un așa mare succes. Afranius pleacă să prade prin Mauretania, însă Sitius îl prinde și îl ucide. Juba și Petreius ajung în Numidia pentru a strânge mai multă susținere, însă Sitius își făcuse datoria la capitolul prădat foarte bine, iar numidienii nu-l mai doreau pe Juba ca și rege. Fără regat și umplut de rușine, Juba acceptă ca împreună cu Petreius să părăsească lumea aceasta. Se organizează un duel la un banchet între cei doi, iar Petreius este cel răpus. Juba apoi își ia singur viața. De asemenea, și Cato execută același gest nefericit, mai mult din orgoliu, pentru a nu-i da lui Cezar ocazia de a pune mâna pe el. Din punct de vedere politic, dacă imperator Cezar îl captura pe Cato și apoi îl cruța fix pe el, cel mai mare adversar, ar fi câștigat întreaga Romă la picioare. Cât despre Scipio, ultimul Scipio relevant pentru cărțile de istorie, se înfruntă cu Sitius, însă este învins în zona Hiponei și după înfrângere ia exemplul lui Cato, bineînțeles un exemplu negativ. Cu Africa sub controlul său, Cezar se întoarce cu legiunile sale în Roma și ține nu doar un marș triumfal, ci patru triumfuri, nu exagerez, unul pentru Galia, unul pentru Egipt, unul pentru Asia și unul pentru Africa. Aici putem vorbi și despre Vercingetorix. La finalul triumfului roman, împotriva unei rebeliuni, cum a fost rebeliunea arvernilor, căpeteniile erau strangulate ceremonial și asta se și întâmplă. Vercingetorix este scos din închisoare pentru a fi executat. Plata către veterani a fost cu adevărat generoasă, însă se mirau toți de gloria lui Cezar și cu ocazia asta veteranii au fost lăsați la vatră. Un final glorios de carieră. Însă cei trei fantastici în ghilimele, Sextus Pompeius, Atius Varus și mai ales Labienus, încă trăiau și făceau probleme prin Hispania. Însă despre ultima campanie a lui Cezar, culminând în bătălia de la Munda, vom vorbi data viitoare. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă astfel încât legiunile imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!